La începutul veacului al XVII-lea, Stroici a construit un conac, ale cărui ruine se mai puteau vedea la începutul secolului al XX-lea. Printr-un testament din 5 iunie 1622, vistiernicul a lăsat moștenire satul Miclăușeni. La sfârșitul secolului al XVII-lea, în 1697, urmașii lui Lupu Prăjescu au lăsat domeniul fraților Ioan și Sandu Sturza, cu care se înrudeau. Între anii 1880 și 1904, George Sturza a construit, pe amplasamentul vechiului conac, un palat în stil neogotic târziu, amintind de Palatul Culturii din Iași, de Palatul Domnesc din Ruginoasa. Castelul adăposta o colecție valoroasă de cărți, 60.000 de exemplare, multe ediții princeps sau rarisime, o colecție de documente, costume medievale, arme, bijuterii, tablouri, busturi de marmură de Carrara, argintărie, piese arheologice, numismatice și epigrafice de mare valoare. Pentru o lungă perioadă de administrarea castelului s-a ocupat Ecaterina Cantacuzino. Cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturza, așa numitul castel Sturza de la Miclăușeni, este o construcție în stil neogotic ridicată, ne raportăm la coordonatele geografice ale prezentului, la o distanță de 20 de km de Roman și 65 de km de municipiul Iași. Se află tot în această unitate distinctă dintre trecut și viitor, în proprietatea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Ansamblul este format din trei monumente. Biserica, parcul, castelul Sturza din secolul al XVII-lea, reclădit în 1752 și în secolul al XIX-lea. Construită în stil neogotic cu elemente de baroc, clădirea a fost ridicată, așa cum spuneam, la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe locul unui conac boieresc din veacul precedent, o parte din construcția veche fiind înglobată în actuala clădire, aflându-se în aripa estică a castelului. Acolo, într-o încăpere, se află încastrate în zid mai multe pietre cu inscripții în diferite limbi, latină, slavonă, arabă, română. Are etaj și mansardă. Pereții exteriori ai clădirii au fost împodobiți cu numeroase decorațiuni în altorelief. În interior, elementele sunt cu adevărat demne de interes. Noi aici, la Miclăușeni, avem datoria morală să continuăm opera sturzeștilor. De când viețuiește omul pe pământ, s-a raportat la trei elemente. Cel spiritual, natural și antropic. Noi, din fericire, le avem pe toate. Nu ne rămâne decât să creăm o armonie frumoasă între ele. Pentru asta avem ca model sturzeștii. Vedeți dumneavoastră, aici la intrare, scrie în latină cu litere gotice, frumusețea strălucește pretutindeni. La a doua intrare avem scris, ordinea este sufletul lucrurilor, iar în interior, tot cu litere gotice, acolo unde este liniște și pace, domnește armonia. Iar în final, sus la acel vultur, găsim scris sursum corda, sus inimile. Cam asta este calea care trebuie să o urmăm. La Miclăușeni sunt două echipe, obștea mănăstirii și cei de la castel.
Împreună căutăm să transmitem oricărui om care ne vizitează o stare de bine. Obiectivul nostru general ar fi ca orice om care ne vizitează să plece îmbogățit cu ceva, mai ales sufletește.